România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Stimați cetățeni, avem în față o controversă, să-i spunem așa. În urmă cu aproape o săptămână, primarul sectorului 6 a spus, printre altele, cetățenilor de acolo: domnule, înainte de a vă lua mașină, trebuie să aveți unde să o parcați. Adevărul este că nimeni în România n-a mai spus asta, pentru că datoria unui primar, așa cum e înțeleasă la noi, este să facă acele locuri de parcare. Dacă tot avem mașini, până la urmă, ce trebuie să facă primarul? De asta l-am votat. Declarația sa de la data respectivă, un dialog care s-a purtat pe Facebook, așa cum sunt vremurile moderne de astăzi, a dus la un val de critici, dar și la un val de oameni care au spus: da, uite, aveți dreptate, România s-a modificat. Adevărul este că în România sunt 1.200.000 de locuri de parcare oficial, să le spunem, adică probabil cele care sunt înregistrate de stat ca cu bani, cu bonuri, da? Și vreo 9.700.000 de mașini. Dacă le dăm la o parte pe cele din mediul rural, ar rezulta, să zicem, la o împărțire jumate-jumate, așa că pe vreo 5 milioane de mașini avem un milion de locuri de parcare. Probabil că la București situația e și mult mai complicată și o să vorbim despre chestiunea asta, dar marile orașe ale României, acolo unde Europa FM în continuare este cel mai ascultat post de radio, au această problemă uriașă a parcărilor. L-am rugat pe domnul Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, să se alăture astăzi ascultătorilor România în direct, pentru a vedea unde tragem această linie de echilibru, că până la urmă despre asta e vorba. Bine ați venit, mulțumesc tare mult că ați acceptat acest dialog. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Haideți să vedem așa. Deci, domnule, înainte de a vă lua mașina, ați spus așa, ordinea logică, răspunzând cuvintele ordinea logică, vin de la cel cu care dialogați, da? Ordinea logică este ca înainte de a vă lua mașină să aveți și parcare. De ce? Da. Sau cum gândim? Da, aș vrea ca să fac câteva precizări înainte. În primul și în primul rând, eu în sectorul 6 deja am făcut undeva la 1000 de locuri de parcare reabilitate deja și câteva sute bune de locuri noi de parcare și avem un proiect mai multe locuri de parcare, inclusiv parcări supraetajate. Ca să fie foarte clar. Ceea ce am zis eu... Este doar vorba despre ordinea logică care trebuie să fie într-un stat normal. N-am zis că acum ordinea este aceasta. Acum, da, acum oamenii, pentru a primi un loc de parcare, trebuie să vină să facă dovada că au o mașină la primărie. Dar într-un stat civilizat, și poate dau un exemplu extrem, dar de ce să nu ne uităm la Optim sau la o state civilizate, și aici pot să vă zic cu siguranță Japonia, pentru a putea să-ți cumpere o mașină în mediul urban, ai nevoie să faci înainte dovada locului de parcare. Adică, ce am spus eu este că este nevoie și de responsabilitate individuală. Pentru că în acest moment importăm toate hârburile din Europa, oamenii și le iau cu 200, 500, 800 de euro un hârb, și cred că este normal să o lase oriunde pe spațiu public. Și atunci avem o problemă. Pentru că nu există ideea de loc gratis de parcare, cum e acum în București. Orice loc de parcare are un cost, chiar dacă este ascuns. Altcineva plătește costul acela. Adică dacă noi punem mașina undeva, pe un trotuar, cei care vor plăti costul sunt ceilalți participanți la trafic. Odată. În primul rând pentru că afectează trotuarul și nu au loc să treacă pe acolo, deci plătesc un cost, poate sunt forțați să iasă în stradă și să aibă risc de accident. Al doilea lucru, arată groaznic. Orașul este efectiv sub mașini în acest moment. E o debandată totală și ne afectează psihic, ne agresează modul în care arată orașul. Deci este un alt cost. Mai mult, mergând peste tot doar cu auto individual, poluezi în mediul urban dens. Și atunci afectezi calitatea aerului și produci, și tu, ca și ceilalți, cu noi toți producem, că și-am venit acum cu mașina aici, producem boli pulmonare și chiar cancere. Deci costuri există, nu există ideea de loc gratis de parcare. Și atunci, în contextul în care România importă toate hârburile din Europa,
totdeauna se vine la primărie. Domne, făceți-ne locuri de parcare. Asta înseamnă să iei din spațiu verde. Pentru că nu există teren. Da, uite, de exemplu... Un moment, că vreau să termin imediat. Da. Un cost real de parcare, vedem cu cât îl vând dezvoltatorii. Un dezvoltator vinde un loc de parcare cu 15-20 de mii de euro. Acela este costul real. Și noi acum am făcut studiul de fezabilitate ca să facem o parcare supraetajată în zona Lujelui, foarte, foarte aglomerată, și cam pe aici este costul de parcare. Și o să faceți parcarea asta la 20 O să o facem pentru că este extrem de aglomerată zona și vreau ca să iau măcar o parțial mașină de pe trotuare, ca să le dăm trotuarele cetățenilor. Și nu numai pe aceasta, o să facem și altele. Da? Ideea este, în cât timp recuperezi tu ca municipiu, ca primărie, investiția într-un asemenea loc de parcare? Foarte, foarte târziu, adică sumele sunt foarte mari, dacă faci parcări supraetajate, teren nu mai există, că l-au luat deja pe tot dezvoltatorii imobiliari, iar ca să iei din spațiu verde, și cu asta o să termin imediat, ca să iei din spațiu verde este ilegal. Ok. Da? Bun, și atunci am pus o întrebare într-un sondaj, am comandat un sondaj la nivel de București, 3000 de respondenți, deci supra-reprezentativ, și am întrebat pe oameni clar, că am vrut să știu de la ei care este viziunea lor. Dacă, având în vedere că terenul este limitat, ce vă doriți mai mult? Mai mult spațiu verde sau locuri de parcare? Și ce a zis lumea? Nu este public încă sondajul, okay. Deja am răspunsul, nu este public, dar acum vă zic în premieră, oamenii au spus 70% dintre ei au zis mai mult spațiu verde. Ok, mai mult spațiu verde, poate pentru că au deja mașinile și să descurcă. Dar e vorba de echilibru, da? Adică nu zicem că nu facem, nu reabilităm. Doamne ferește, fac și eu și reabilităm, am trasat numai în această primăvară 4.000 de locuri de parcare trasate, da? Deci facem, numai că nu poți să acoperi imensitatea cererii. Despre dar asta este aveți vorba. De gând, domnule primar Ciucu, ca în viitor, și aici vă întreb și ca politician, sunteți președinte al organizației de București, să faceți lucrul ăsta cum e, numeați Japonia, dar vă adaug eu exemplu Stockholm. Primești loc de parcare, da, sau poți să-ți cumperi mașina după ce ai loc de parcare. Da? Aveți de gând să faceți lucrul ăsta, adică să condiționați de maniera asta? Eu nu pot să condiționez ca primar de sector. Dar trebuie, haideți să vă zic, sunt două opțiuni. Și vorba despre opțiuni și valorice și decidem cu toții ce facem în orașul acesta. Mobilitatea, traficul, că despre asta este vorba, are, poți să tratezi acest lucru în două feluri. Ori mergi pe infrastructură rutieră și atunci faci pasaje, poduri, lărgiri, penetrații și fel și fel de investiții foarte costisitoare, inclusiv în parcări supraterane, și atunci ai zis, da, în orașul ăsta am ales să merg pe varianta asta. Sau faci ca în alte orașe în care zici, domne, nu merge să circulăm peste tot ca în America cu mașinile peste tot și atunci viziunea noastră este să investim în transportul în comun și în transportul alternativ, ca în Europa mai degrabă. De ce? Pentru că miza în trafic este comportamentul de mobilitate al oamenilor. Aici trebuie să-l schimbi. Acum, comportamentul de mobilitate se bazează foarte mult pe auto individual. Dacă să schimbi comportamentul de mobilitate, pe transport în comun, ai nevoie de investiții în acea direcție. Adică să ai capacitate de transport, să ai benzi unice dedicate, să-ți vină la timp, să fie curat, să fie sigur, deci, bine conectat transportul în comun, opțiunea... care, scuzați-mă, care înseamnă investiții. Adică nu poți să bagi banii și într-una și în alta. Trebuie să iei o decizie, să ai o opțiune. Opțiunea, da? PNL... că dumneavoastră sunteți liderul PNL, este opțiunea aceasta a doua, da? Nu pot să vorbesc în numele întregului PNL, dar PNL m-am întâlnit aseară cu Comisia de Transport a PNL București, colegii mei care sunt experți în transport și majoritar. Noi ne-am dorit ca acest oraș să fie un oraș verde, să fie un oraș ca în Europa și nu un oraș ca Los Angeles, adică, nu un oraș ca în America. Și partea nepopulară care va fi? Că mașina va veni mai greu sau cum? Aici sună... Ideea care este, nu trebuie să fii din prima constrângător. Deci trebuie ca să oferi trebuie ca să oferi transport la timp, bine conectat, civilizat, curat, nou, modern, nepoluant, plus transport alternativ. Haideți să vă zic un lucru. V-am zis, explicația sunt puțin mai pendelete. O să intrăm și cu oamenii. Haideți să vă dau exemplu cu șoseaua București-Ploiești, pe care primăria cu câțiva ani a pus niște stâlpișori. Da? Da.
Păi, când au pus tulpișorii aia și au luat o bandă de circulație, în acel moment s-a dublat timpul de tranzit. De ce? Pentru că a fost o idee bună compromisă aplicată prost. Ideea era, ca să-i făcut chestia asta, trebuia întâi și întâi să crești capacitatea de transport. Să ai mai multe autobuze pe linia aceea. Înainte de asta trebuia să faci o parcare mare, un fel de park and ride la, în afara Bucureștiului, unde să se ducă acele autobuze și oamenii care stau în Corbea, în Caznagov și peste tot pe unde stau ei în zona de nord, să vină să-și lase mașinile acolo. Dar ca ei să vină să lase mașinile acolo, trebuia ca să ai fi avut cel puțin 5 luni de campanie, 5-6 luni de campanie media, ca să le arăți că există alternativa. Și să le demonstrezi oamenilor că în loc să facă o oră cât fac acum până în centrul Bucureștiului, cu auto individual, vor fi făcut 15 minute sau 10 minute. Și așa schimb comportamentul de mobilitate prin investiții. Dar trebuie ca să luăm această, să rupem pisica în două și să luăm această decizie care ține de viziune și este strategică. Ori băgăm banii în transportul cu auto individual și organizăm orașul în acest fel, ori, din contră, schimbăm comportamentul de mobilitate și ne bazăm mai mult pe transportul public și pe transportul în comun, ca într-un oraș european. 0372069599. Puteți intra în dialog cu primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, din București. Dar atenție, sunteți oameni care ne sunați din toată țara. Am văzut cum au sunat liniile telefonice până acum. Puteți să ne spuneți cum s-a rezolvat la voi? Putem găsi soluții comparative? Aici suntem oameni care încercăm să ne punem mintea la contribuție să rezolvăm această problemă care e în toate orașele mari din România. E un exemplu, iar Ciprian Ciucu a venit aici pentru că, din punctul meu de vedere, după atâția ani de presă, e singurul om pe care l-am auzit spunând chestia asta. Păi e și responsabilitatea voastră. 0372069599. Am dat drumul la linii. Alexandru, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Atenție, discuția în trei, știți că merge un pic mai greu. Mai așezat, aveți răbdare când sunteți pe linii, da? Alexandru, bine ai venit la România în direct. Da, bună ziua, bună ziua. N-am sunat până acum niciodată în direct, dar mi s-a părut foarte tare pentru că e, adică același lucru ce a spus domnul primar, e același lucru pe care îl gândesc și eu. Și vreau doar să-mi spun părerea. De exemplu, pentru transport, eu sunt din București, dar m-am mutat în Mogoșoaia. Deci, teoretic, nu prea mai am treabă cu Bucureștiul, dar, în fine. Părerea mea, de exemplu, la transportul în comun. Marile artere au o bandă ocupată de mașini parcate. Corect? Da. Aproape toate. Iar două am văzut în drumul Taberei, unde stă Ciprian Ciucu, am văzut o filmare pe bulevard, sunt și banda prima și a treia. Bun. Există una, da? Da. Banda respectivă, dacă se face pentru transport în comun, da? Nu trebuie făcută o altă bandă. Ea există deja, numai că sunt mașini parcate. Da? Și toate mașinile respective, întâi evacuate de pe banda aia și făcută bandă dedicată transportului în comun. Nu vorbim de înjurăturile de după, deci vorbim acum lucruri logice, cum ar veni. Iar pentru locuri de parcare, mie nu mi se pare normal ca statul să trebuiască să dea un loc de parcare. Pentru că înainte să cumperi mașina, nu aveai loc de parcare. De ce ar trebui să ai după? Adică ar trebui, părerea mea, în momentul în care vrei să matriculezi sau să reînmatriculezi o mașină, să faci dovada locului de parcare. Păi și atunci ai terminat cu cumpărăturile de mașini în București. Nu e chiar așa. Cumpărăturile rămân. Ai voie să-ți cumperi mașini. Nu, ai voie, dar n-ai o soție. E dreptul tău să o cumperi. Stai un pic, uite, vreau să știu de ce nu e chiar așa. Deci, eu mai citesc, da? Și mă uit la experți. E o carte publicată și spune costurile reale al unui loc de parcare și spune orice sistem transport are trei lucruri. 1. Punctul de origine și punctul de destinație. 2. Traseul și autovehicolul. Și aici putem să ne uităm la sistemul naval, sistemul de transport aerian. În cazul transportului cu auto individual, punctul de origine și punctul de destinație sunt foarte mari. Adică ocupă o suprafață foarte, foarte mare de teren cumulată. Și costurile sunt imense. Și Consiliul General a venit acum câțiva ani cu o politică care încurajează accesul care încurajează transportul cu auto individual și a zis că la fiecare bloc nou construit, la fiecare apartament mai mic de 100 de metri pătrați, trebuie să ai minim un loc de parcare. La un apartament mai mare decât 100 de metri pătrați, ai două locuri de parcare plus 20% pentru vizitatori. Da? Bun.
Asta însemna că dezvoltatorii au fost obligați să betoneze hectare întregi de, da, de asfalt, de, 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 de teren. Mașini pe care oamenii și le-au achiziționat și cu care să se ducă, și cu care trebuie să meargă în centru. Dar în Londra, de exemplu, este invers, sau în alte orașe. Din contră, îți limitează numărul de locuri de parcare pe care ai voie ca să le faci, mai ales în centru, tocmai ca să descurajeze transportul cu auto individual și să-l încurajeze pe cel cu transportul în comun. Pentru că nu este spațiu, despre asta este vorba. Mai mult, la noi această politică este este greșită și eu acum încerc să o schimb în sectorul 6, în sensul că atunci când vinzi apartamentul, nu ești obligat să vinzi și locul de parcare odată cu el. Și oamenii își cumpără apartamente, nu își cumpără cu 10.000, 15.000 de euro locul de parcare, că nu este obligat, lasă mașina în stradă și îmi înroșesc mie Facebook-ul și telefonul și aplicația Sector 6 de sesizări că vor locuri de parcare ieftine, gratis. Dar nu le cumpără pe cei doi dezvoltatori care sunt scumpe și sunt la prețul real al pieței. Despre asta este vorba până la urmă. Bun, și aici ce tip de măsură o să fie? Că aici îmi scapă. Din punctul meu de vedere, vrem ca să legăm locul de parcare, dacă tot îl face, că rămâne gol, dar rămân hectare întregi betonate în mod stupid. Vrem ca să legăm și căutăm acum soluția, iar dau știri, fac știri, și o să mai vă fac și alte știri. Așa? Așa. Să căutăm soluția ca să obligăm dezvoltatorul să vândă apartamentul odată cu locul de parcare, așa cum vinde și o boxă. Da? Ca o dependință. De ce? Pentru că nu este normal că dacă mergem în zona Raneti, dacă mergem, știu toate zonele unde avem dezvoltări noi, toate străzile sunt asfaltate de oameni care s-au mutat în noile blocuri, în noile zone rezidențiale, iar parcările nu sunt 100% ocupate, ci într-un procent oarecare, dar străzile adiacente, efectiv, nu ai unde să arunci o monedă și să atingă pământul. Apartament la vânzare obligatoriu cu loc de parcare. Alexandru, înapoi la tine. Mi-a sunat cam multe, cam multe teme de-astea mai nepopulare. Ok, dar nu e mai simplu să fie beneficiarul direct obligat și astfel încât se va crea cerere. Da? Deci toată lumea vrea să cumpere un apartament, este obligat să-și cumpere loc de parcare dacă are mașină, da? Și atunci dezvoltatorul este obligat să facă locul de parcare și să-l vândă. Pentru că mulți dezvoltatori poate să facă doar pe hârtie, adică mă refer toate locurile de parcare, conform certificatul de urbanism, are de făcut, nu știu, 100 de locuri. El poate face 20 de locuri. În sectorul 6 îi verific la sânge. Bun, vorbind de chestia asta, e generală și știți cum funcționează lucrurile, adică nu trebuie să... Nu mai funcționează așa în sectorul 6, nu știu cum e în alte părți. Bine, în sectorul 6... E chestie de politică, asta vreau să spun. Adică cum construim orașul pentru viitor, pentru acum, îl construim pentru a încuraja auto-individual sau pentru a încuraja transportul alternativ, biciclete și transportul în comun? Asta este decizia fundamentală. Că dacă băgăm proiecte mari de infrastructură care ne costă sute de milioane de euro pentru auto-individual, nu mai putem să băgăm aceiași bani în transportul în comun, că nu mai avem de unde, nu mai rămân bani, nu mai flota ca să cumpere tramvaie, troleibuze, autobuze, că aceasta este ordinea corectă în orașul dens, nu mai vorbesc de metrou, sunt investiții foarte mari. Și noi trebuie ca să facem o alegere. Despre asta este vorba. Alexandru, mulțumesc, Rareș, salutare, ai venit la România în direct, vorbești cu Ciprian Ciucu. L-am pierdut, așa e? Rareș? Dar nu, am înțeles Alexandru și credeam că era cu cel care... Nu te emoționa. I-am mulțumit lui Alexandru, acum ești în direct. Am înțeles eu. Salut. Bună ziua. Da, vreau să spun că mi se pare destul de extremă partea asta, adică să-i spui omului că are nevoie de loc de parcare înainte de a lua mașina, pentru că ceilalți înainte care și-au luat loc de parcare nu au avut condiția asta anterior achiziționării autoturismului. Și dacă noi avem 1.200.000 de locuri de parcare în România, printr-o gândire absurdă, ar trebui să avem doar 1.200.000 de proprietari de mașini? Adică, sau dacă avem 2 milioane, sau 3 milioane, sau 5 milioane de locuri de parcare în România, ar trebui să avem doar 5 milioane de proprietari de mașini, excluzându-i pe cei care au o curte unde să parcheze sau stau la țară, cum a spus și dumneavoastră. Ar fi destul de absurd. Dar sunt de acord cu domnul primar în privința încurajării transportului în comun.
Eu, de exemplu, eu lucrez în domeniul Horeca, dar mă ocup și de transportul angajaților. Și am angajați care trebuie să ia taxiul. Pentru că termină la o oră destul de târzie munca sau încep la o oră destul de devreme dimineața. Dacă încep la o oră destul de devreme dimineața și stau, de exemplu, aproape de București și nu au transport în comun cu care să ajungă la muncă la timp, noi apelăm la această soluție destul de costisitoare pentru noi, să le plătim în taxi. Tu vrei transport de noapte, de fapt, asta încerci să spui acum. Nu, aș vrea transport, adică sunt de părere că ar trebui să existe transport care, nu știu, să se gândească la mai multe posibilități, nu neapărat de noapte, mai devreme, dimineață sau până mai târziu seara. Sau... Dar sunt de acord cu investiția în transport în comun, nu în transport individual, dar cred că nu ar trebui neglijat nici acela. Adică... Da, eu înțeleg ce spui și înțeleg, rămân un pic la remarca ta. Ce facem, nu trecem dincolo de locurile de parcare? Asta zice. Depinde, acum, piața poate fi o soluție. Am fost și eu puști de 18 ani. Primul lucru pe care l-am dorit a fost să-mi iau carnetul când am făcut 18 ani. Am luat un hârb, un all-seat, în fine, nu știu, 250-300 de euro am dat pe el pe vremea aia, sau nu mai știu cât. Și mi se așa. Părea normal că trebuie să am mașină la 18 ani și să o las pe oriunde. Am greșit. Acum un tânăr de 18 ani din Berlin este ultima lui grijă să-și ia o mașină. De ce? Pentru că vine cu costuri adiacente. Încă o dată, faptul că nu se cer bani la parcarea la bordură în oraș, da, sau că se parchează pe trotuar, nu înseamnă că acel cost dispare. Înseamnă că îl plătește altcineva. Dom'le, dacă vrei să mergi cu auto individual și să poluezi și să parchezi, trebuie să plătești, trebuie să-ți permiți. Altfel, primăria generală în special, pentru că nu primăria sectorul este responsabilă de mobilitate, primăria generală este obligată să acorde acest serviciu public, serviciu de transport în comun. Și o să mă repet, serviciul de transport în comun trebuie să fie impecabil, trebuie să fie curat, cu aer condiționat, cu căldură iarna, să fie la timp, să fie bine conectat. Da? Să îți asigură deplasarea dintr-un punct al orașului maxim 20-30 de minute după ce și schimbi o linie. Sunt niște standarde de calitate. Deci primăria generală ar trebui să fie obligată să investească în transport și transport nepoluant, în tramvaie, trolebuze bine colectate, aici, la timp. Aici dumneavoastră discutați mai des decât noi cu Șordan, da? Da. Și sprijiniți. Dar nu poți să ceri, să bagi atât de mulți bani în parcări supraterane, în parcări, în general, să betonezi orașul, pentru că, până la urmă, tot noi vom avea de suferit. Pentru că asta am spus, poate unii s-au simțit cumva lezați. Am zis, dom'le, nu există dreptul omului la locul de parcare. Există dreptul omului la transport comun, în comun și alternativ, în fine, transport comun, că face parte din servicii de utilități. Asta trebuie să facă o primărie, din punctul meu de vedere. Și toate acțiunile și inclusiv urbanismul trebuie să fie gândit în acest fel. Ok, asta e pentru viitor. Acum avem de rezolvat niște probleme. Acum, Rareș, îți mulțumesc. Aș vrea să-l aud pe Valentin. Salutare, Valentin, ești la România în direct. Bună ziua, ne auzim? Da, sigur, te ascultăm. De unde ne suni? Ne auzim? Ne auzim, de unde ne suni? Bună ziua, Valentin Forea mă numesc. Vă sunt din București, locuiesc în sectorul 6, pe strada George Calboreanu. Și vreau să vă salut într-o primă fază și să-i spun domnului primar Ciucu, să-l întreb de altfel. În alte sectoare s-a putut. În sectorul 6, din păcate, situația este teribilă. Aceste proiecte de tip park and ride n-ar fi o soluție. Dacă la sectorul 1 s-a putut, la 4 s-a putut, la 3 s-a putut, 6 este dezolant la ora actuală. Eu lucrez în cadrul unui birou notarial. Mie când îmi vine un client și mă întreabă de un contract de vânzare-cumpărare, care o sarcină, care o creanță, care un privilegiu, eu nu pot să-i spun omului, nu se poate. Eu trebuie ca om de stat, ca om al cetății, să-i dau o soluție. Eu vreau o soluție clară. Vă rog să-mi dați o soluție clară. Chiar mă gândesc serios să candidez la primăria sectorului 6, pentru că stau de 13 ani la Calboreanu, la Gorjului, și nu am unde să parchez. Nu am apă caldă și nu am locuri reabilitat. Mă doare și pe mine și pe toți ceilalți. Vreau o soluție.
La toate trei sau la una singură? Vă întreb eu acum. La toate trei. În primul la rând. Toate trei. Dar în primul rând la locul de parcare. Vreau un park and ride în drumul Taberei, la intrare pe Miumaniu, la Crângaș, la Giulești Sârbi. Vreau undeva un park and ride de 200 de locuri de parcare. Se poate? Bun. În primul și în primul rând să știți că park and ride face de obicei, acestea sunt parcări publice și nu parcări de reședință și le face primăria capitalei pentru că are competențele. Dar să zicem că ne-am asumat noi un proiect de tip park and ride la intrarea pe Iuliu Maniu. Trebuie să ne asumăm. Și fostul primar, ca și mine, a pus ochii pe același teren. Pe fostă autogară militari care nu prea mai e folosită. Da. E, ce să vezi, l-a luat un primar. Un primar, scuzați-mă. Poate un primar. Fiul unui fost premier. Deci un dezvoltator privat a pus mai pe terenul ăla rapid, a venit și a trântit acolo două blocuri. Problema cea mare este de teren. Da? Asta este principala problemă. Deci pe Maniu, vreau să mă credeți, am luat și la pas de câteva ori și pe Google Earth, pe Google Maps, am stat să văd unde am putea să venim noi să ne asumăm un park and ride, pentru că chiar mă interesează această chestiune. Nu există teren decât în afara Bucureștiului. Și întrebarea este... putem noi să facem un park ride în afara Bucureștiului? Uitați-vă acele două park and ride-uri, ca, cel de, din sectorul 1 și cel din sectorul cel din Pantelimon, nu mai știu, sectorul 2 sau 3, ce e acolo. Dumnezeu, sunt nefolosite. De ce sunt nefolosite? Pentru că oamenii vin mai departe cu mașina în centru. De ce? Că li se permite să parcheze la bordură. Deci rolul acestor park and ride-uri ar fi să preia... ele sunt bine conectate la transportul în comun și rostul lor este ca să preia... Eu vreau să știu, da, să preia ce vine din afară. Dar dacă omul poate parca gratis la bordură în centrul Bucureștiului sau în cartiere, de ce s-ar da jos din mașină să ducă Valentin, acolo? Tu cum ne vezi? Putem educa, să știți, ne putem educa oștia. Ne putem ce zic, asta zic și eu. Putem să inițiem. Și oamenii sunt alături. Dumneavoastră trebuie să veniți cu o soluție clară și eu cred că totuși se pot găsi aceste locuri în sectorul 6, căci este atât de populat, pentru că este teribil, credeți-mă, că am mereu o înțelegere tacită cu vecinul, cu domnul Costel, ca să-mi parchez mașina. E teribil cum ne trezim la 8 dimineața, care cum să scoată mașina și să ne permitem unul altuia trecerea mai departe. Trebuie să găsim încă ceva. Eu fac parcări noi, nimeni n-a făcut parcări supraetajate, eu reabilitez mii de locuri de parcare, am deja un contact cadru în acest sens și am creat noi locuri de parcare, ca să fie foarte, foarte clar. Ceea ce zic eu este că la cartiere proiectate de comuniști, în anii 60, în anii 70, în care accesul la a-ți cumpăra o mașină era mult limitat, uitați-vă la cartierul Militari, cartierul Drumul Taberei, nu au fost Crângași, nu au fost proiectate la densitatea și la complexitatea stradală pe care o au pentru a susține atât de multe locuri de parcare. Sunt două opțiuni aici. Ori din spațiu verde, ceea ce este inacceptabil și legal, inclusiv pe valurile de București și Nord, ori construiești pe verticală cu zeci de milioane, pentru că la cadastru nu-ți dă nimeni voie ca să schimbi spațiu verde în parcare. De ce? Că ai spațiu verde pe cap de locuitor, nu? Exact. Okay. Ori faci niște parcări foarte, foarte costisitoare și bași toți banii în parcări și nu-ți mai ajung de anvelopări, că domnul vrea și anvelopări, dar oricum nu o să ajungă la toți. Deci știți câte mașini avem în drumul Taberei? Avem 200.000 de mașini. Dați-i voie. 200.000 de mașini. Haideți să fim serioși. Eu vă înțeleg ceea ce spuneți dumneavoastră, dar trebuie să fim sinceri față de toată populația sectorului 6. Noi trebuie să venim cu o soluție clară, domnul primar. Bun, eu vă aștept să vezi dumneavoastră că vreți să candidați, vă rog să candidați cu acea soluție, dar nu ziceți doar așa. Eu nu doar că vin cu soluții, eu veniți cu soluția clară, da? Și dacă o aveți, poate o facem împreună. Haideți să o facem împreună. Vă aștept la primărie cu soluția. Deci vă aștept la primărie cu soluția. Domnul Florea, dar ziceți-o acum, că nu fiu un mister, ați zis că de 13 ani. În 13 ani, spuneți-ne că cu toții vrem. Sectorul 6 și cunosc toate străzile din sectorul 6, acolo locuiesc. Există această stradă linie, există această intrare pe Iuliu Maniu, sunt locuri virare care, dacă s-ar fi dorit, s-ar fi făcut niște park and ride-uri. E foarte clar. Bun, cui aparține strada linie? Bun, stai la linie. Știm cu toții cui aparține, dar puteam să găsim niște... Bun, aparține în CFR. CFR a pus strada liniei ca obiectiv de un fel, nu știu, de siguranță sau ceva și efectiv nu-ți dă voie ca să schimbi destinația. Adică să fie linia ferată în continuare acolo. Exact, de-abia mi-a dat voie ca să fac un parc, promițând și în protocolul cu ei că nu vom avea construcții permanente, adică nimic beton, doar spațiu verde și niște băncuțe care se pot demonta ușor. Altă soluție. Nu găsim un parteneriat cu un
privat în care să construim un park and ride și să se plătească o chirie, nu găsim o astfel de variantă? Vă aștept să-l găsiți dumneavoastră, am explorat și această idee. Am explorat și această idee. Nu, eu știu, dar eu încă o dată vreau să vă zic că avem 200.000 de locuri, scuzați-mă, 200.000 de automobile. Nu știu dacă, știți, oameni, mintea noastră de obicei înțelege mai puțin cifrele mari. Da? Avem 200.000 de locuri de autoturisme și 45.000 de locuri de parcare în acest moment. Rămân 150.000 de locuri de parcare pe care dumneavoastră vreți ca să le facem, da? Poate într-un mandat de primar. Dar dumneavoastră vreți să-i spunem cetățeanului că mai întâi trebuie să-mi arate că are loc de parcare, după care să-și ia mașina, se poate face asta. Ceea ce am spus este că trebuie să gândim... Nu, eu am zis că trebuie să ne civilizăm, să venim noi primăriile cu investiții în transportul alternativ și în transportul public, să schimbăm, să schimbăm puțin paradigma și comportamentul de mobilitate, asta am spus eu. Da, pentru că niciodată și orice primar vă va spune că va face într-un mandat, va rezolva problema locurilor de parcare, da, oricine, înseamnă că este nerealist. Da, putem să facem undeva la 10.000, 15.000 de locuri de parcare pe mandat. Da. Valentin, o concluzie că așteaptă multă lume pe fir cu permisiunea domnului primar. Concluzia ar fi că trebuie să fim cât mai clari în răspunsul și să nu lăsăm așa evaziv într-un gri. Alb sau negru, trebuie să găsim soluții. Ca om al cetății trebuie să găsim soluții și vreau să se întâmple treaba asta. Vă mulțumesc foarte mult. Cu permisiunea domnului primar o să prelungim 10 minute această emisiune la cum sună telefoanele. Sigur că bucureștenii sunt în primul rând interesați, dar eu cred că sunt oameni la Oradea, la Cluj. Cred că la Cluj aveți probleme mai mari decât la Oradea, dacă stau să mă gândesc. Dorin, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Vă salut, mulțumesc pentru posibilitatea de a intra în direct cu dumneavoastră. Vă sunt din București, din Crângaș. Nu știu dacă s-a discutat acest aspect, pentru că acum puțin mai devreme am venit de afară. O să am o intervenție foarte scurtă, vreau să îi spun domnului primar, pe lângă multele laude pe care le-aș putea aduce, sunt foarte indignat despre interzicerea accesului bicicletelor pe lacul Morii. Este un proiect pe care l-am așteptat cu nerăbdare, ne-a rupt bicicletele prin gropile de pe dig foarte mulți ani. Îl folosim și ca mobilitate, pentru că obișnuiesc să merg în Chiajna din Crângaș pe lacul Morii pe dig, iar acum, efectiv, tremur de indignare. Am venit de afară și nu am voie să merg cu bicicleta pe dig. Bun. Nu am alte interzicere. Da, digul lacului Morii are undeva sub 6 metri lățime. Este mai așa ca promenadă și se bucură de foarte mare succes. Pe acolo circulă copii mici care vin cu bunicii. O densitate foarte, foarte mare. Am văzut o pistă de alergare, acolo sunt alergători. Da. Nu este efectiv loc, pentru că toată lumea care va vedea biciclete care trec pe acolo în viteză, și nu este vorba doar de dumneavoastră, că dumneavoastră spuneți, domne, eu sunt civilizat. Dar nu toți oamenii sunt civilizați. Tocmai de aceea am făcut la baza digului un drum special pentru biciclete, pentru funcția de mobilitate. Nu a existat în proiect drumul. Ba da, ajunge fix la insulă și de acolo puteți merge mai departe pe dig ca și până acum, până în Chiajna. Deci pe 33%, acolo unde este promenadă și unde este foarte mare aglomerație, unde vrem ca să prevenim conflictele între pietoni și bicicliști, nu aveți drumul care vă ajută și aveți la baza digului, inclusiv la scări, rasteluri pentru biciclete, și pe 66% din dig aveți acces. Mai mult, da, mai mult, trebuie să întotdeauna să aplicăm principiul, și vreau să ca biciclist știți, protejarea celui mai slab participant la trafic. Adică dumneavoastră ca biciclist să fiți protejați de către mașini, iar pietonii și copiii mici față de bicicliști. Este doar normal, da? Da, eu înțeleg ce spuneți, dar să știți că poate ar fi bine să luați în considerare să limitați pe o perioadă de timp, pentru că, spre exemplu, acum am venit de afară și singura persoană care era pe dig era un polițist comunitar care m-a întors din drum. La asta mă gândesc. Mă gândesc foarte serios să schimbăm regulamentul și să fie permis accesul cu biciclete de la ora 0, deci de noapte la ora 0 până la ora 17 sau 16, în funcție de are un timp, numai ca să puteți merge pe dig cu bicicletele. Sau în jurul orei 6, da. Altfel digul era gol. Dorin, mulțumesc, te întorc și către chestiunea de mașină. Ai și mașină? Da. Da? Unde o ții? Pe ceaflu, pe banda a doua. Aha, ok. Plătești ceva pentru chestia asta? Sunt în așteptare să primesc un loc. Dacă primesc, o să plătesc. În momentan n-am unde să plătesc.
Am înțeles. Cum ar trebui să fie bine pentru tine? Adică, uite, ești exact în situația aia în care nu ai loc de parcare. Iau un calcul să renunț la mașină. Eu nu am o mașină foarte nouă, vreau să o vând și iau un calcul să nu-mi iau una nouă, doar că variantele sunt destul de limitate. Am înțeles. Ok. Oricum, Crângașul este bine conectat la metrou. 15-20 de minute până la metrou, da. Da. Bun, facem la stelul de biciclete, la aproximativ un kilometru de metrou, le puteți lăsa acolo, nu e nevoie să le duceți în casă, cu cartelă, securizate, camera la vedere, după care facem la stelul de biciclete la metrou. E ok așa? Dar nu trebuie să mă mulțumiți pe mine, eu am intrat să-mi spun ofu. Nu ziceam, vreau să vă mulțumesc pe fiecare dumneavoastră, să știți. Am înțeles. Mulțumesc că tare mult pentru telefon, uite, pe mine m-ați mulțumit. Mitică, salutare, ești la România în direct, tot din București sau am prins oameni și din restul? Bună ziua, vă salut, tot din București, sectorul 6, din Gritac. Iată-ți sună, da. Așa, da, deci grele. Am avut o locuință pe romanul ăsta, pe Timișoara, Bulevardul Timișoara, da? Și am văzut, bine că nu mă interesează, am spus colegii care, vecinii care stau acolo, că pe Bulevardul Timișoara, între Romancelor și Rigocom, s-a făcut, erau mașini parcate în stic. Intrau mult mai multe mașini decât acum s-au făcut parcări și nu s-au parcat pe lung. De ce? Nu știu. Vă explic eu de ce. Domn primar... Acele parcări au fost făcute ilegal. Ca să poți să faci acolo o parcare, e nevoie să schimbi la cadastru destinația terenului. Foștii primari, nu spui care, au făcut ilegal în spic, fără ca să modifice proiectul tehnic și trama să dară la cadastru. Când a venit Metrorex-ul, au primit niște schițe și erau obligați să pună în situația anterioară. Dar atenție, nu situația anterioară din teren, ci situația anterioară legală, cea din hârtii. Și Metrorex-ul a venit și a făcut lucrări și știm foarte bine ce s-a întâmplat în această zonă atâta timp, da? Și nu le-au pus cum erau pe hârtie și nu cum erau în teren. Deci ei au respectat legea, Metrorex-ul, când a făcut acest lucru. Am înțeles. Mai era prin spatele blocurilor niște parcări, tot așa venea un bar, mai parca, mai cu o roată pe trotuar, mai cu una pe bordură, mai așa, intra mai multe mașini. Acolo vreau și-a pus niște pari din ăștia de fier, care nu pot să mai parchez nimic acolo. Asta era ideea, ca să liberăm trotuarele și pentru... Am foarte multe reclamații de la oameni care vor să meargă pe trotuar. Da, am foarte, foarte multe reclamații, mămici cu căruțuri care nu au cum să iasă din casă, să ajungă la un parc sau la un centru comercial. În acest moment caut soluții ca să facem ceea ce se cheamă în engleză shared space sau spațiu comun pentru mașini și pentru pietoni, că se întâmplă în Occident și caut soluții legale ca să fac chestia asta. Asta înseamnă că mergi cu 5-10 km la oră și nu mai faci trotuare. Pentru că ele, de fapt, nu sunt trotuare, sunt parcări. De ce să mai bag banii în trotuare, să le suplanăm, să dăm banii pe borduri, dacă tot ele nu funcționează ca parcări? Care este logica în asta? Dar cum ar trebui să fie mitică? Adică vreau să aud și soluția ta. Deci, pentru mine, deci toate blocurile noi care ar trebui să fac, care sunt în construcție, să aibă cel puțin un loc de parcare pentru fiecare apartament. Așa se face în acest așa moment. Așa se face, așa e legea. Așa ar trebui. Păi nu, da, în deci sectorul 6, așa se face voie, în acest moment. Două secunde. Nu i-aș da voie să apucă de construcție sau să le pună în vânzare, pentru nu ai cel puțin un loc. Că e plătit, că e neplătit, că e închiriat, cum este să ai loc de parcare. Suntem de acord. S-a mai pus problema asta, că la orice intrare, mai ales de pe A1, despre A2 din partea cealaltă, sunt atâtea marketuri, supermarketuri, care au parcările mult mai goale. Care acolo ce s-ar întâmpla? Dacă ar face o parcare și cei care vin din provincie, nu iei omului pielea după el, că a venit cu mașina, îi dai, plătește 5 lei parcarea pentru o zi, în asta 5 lei îi dai un bilet de o călătorie, da? Care el să plece cu transportul comun de acolo. Noi să subvenționăm parcarea care vin din provincie, să le dăm noi ca municipiu alte bani să-și parcheze mașina la... No, să le dați costul... Să le dați 5 lei, care e o călătorie, în mijlocul de transport în comun. Și credeți că pentru 5 lei oamenii n-ar mai veni cu mașina în centru? Cred că ar da 500 de lei casă, sau 50 de lei casă vine cu mașina în centru, nu 500. Păi stați un pic, că eu vă spun că sunt și șoferi care, dacă aud la 10 metri
distanță treabă de... Să oprească el acolo, are la 10 metri și la 5 metri mai în spate este un loc liber. Nu, el o pune paralel, mai ales pe Iuliu Maniu, cum a spus, asta e foarte aglomerat, Iuliu Maniu. Da. Cum ați convinge dumneavoastră? Mai ales și troleibuzele, care nu au loc să ducă mai mult de 4 metri. Pun și o întrebare acum. Da. Cum i-ați convinge dumneavoastră pe acești operatori economici care au aceste parcări să folosească parcările pentru cei care vin în București și nu pentru proprii clienți care le aduc bani? Și cum i-ați convinge, da, în primul rând, să facă chestia aceasta? Și doi, problema lor este că am vorbit cu ei, vă dați seama, da? Vor ca la ora 7 dimineața să-i liberezi locul de parcare. Poți să faci, să angajezi atâția oameni, atâția polițiști locali, vă dați seama. Nu, cu barieră. Cu barieră și acela convenție cu ei plătești. Și dacă nu, și dacă nu eliberează mașina, ce faci? Plătește clientul o amendă de 100 de lei. Acum, vă spun... Acum, bine că sunt, cum a spus și mai devreme și noastră și domnul Cătălin, sunt oameni și oameni care și care n-au bun simț. Am să vă explic, am pățit acest lucru, dar trebuie să ne oprim aici, vă povestesc imediat. Mitică, mulțumesc tare mult și vă povestesc cum trebuie să luăm publicitate, de asta am oprit aici. Ne întoarcem după publicitate, suntem cu Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, vorbim despre parcări, nu numai în București, dar și în România. Ne întoarcem în 2 minute. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Despre dreptul la parcare cu Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6. Am zis că vă povestesc chestiunea cu parcarea din Scoția, da? M-am trezit la ora 7 dimineața pentru că parcarea publică pe parcursul nopții are un preț, iar de la 8 dimineața avea un preț de 3-4 ori mai mare, iar dacă nu plăteam eram și, cum să zic, pasibil de niște amenzi. Deci da, există soluție. Dacă ești parcat la supermarket și n-ai plecat la 7 dimineața, locul de parcare costă, n-ai plecat la 7 dimineața, ai 100 de lei sau cât să poți stabili tarife în curțile acestor oameni. Da, știți că parcatul la bordură creează și multe alte probleme. De exemplu, ar trebui ca să trecem la bordură și să spălăm străzile. Da. Pentru că scrie în planul de acțiune pentru calitatea aerului.
Imaginați-vă ce înseamnă să treci pe la fiecare bulevard, să ridici toate mașinile. În țările civilizate, și asta vreau să fac și eu în sectorul 6, sper să-mi iasă, măcar ca pilot să testez, să punem un interval orar. Dom'le, între ora 5 dimineața și, sau între 3 dimineața și 7 dimineața, în ziua de joi, n-ai voie să parchezi aici. Pentru ca mașina care vine al salubristului să spele strada, să o poată spăla. Da? Dar vă dați seama cât de greu e în București să respecti și legea, și când venim cu astfel de măsuri, care sunt doar de a civiliza orașul, că și eu îmi doresc să trăiesc într-un oraș civilizat, fiecare vrea ca să se facă, să se întâmple ca prin minune, dar să nu fie el afectat. Asta este gândirea. Da? Dom'le, faceți să se facă. Cum am, de exemplu, vreau să fac drumuri de la zero și trebuie să fac exproprieri. Da, 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 să se facă drumul osiei, dar nu mă afectați pe mine, nu mă expropriați pe mine. Da? Nu, trebuie să ieșim poziția aceasta paradigmă extrem de individualistă, să acționăm ca o comunitate. Eu, ca liberal, respect și iubesc individualismul, dar în mediul urban dens, da, ai nevoie de acțiune comună, de acțiune colectivă. Și pentru asta trebuie să înțelegem toți că pentru a civiliza orașul trebuie să renunțăm la o părticică din confortul nostru individual pentru a obține o calitate vieții mai bună, superioară, într-un număr de ani de zile. George, salutare, ești la România în direct, te ascultăm. Bună ziua, noastră, domnule primar. Să felicităm, în primul rând, pentru realizările, să zicem, excepționale. Mulțumesc, exagerați. Nu le-a avut până acum. Nu exagerez, pentru că trăiesc acolo și am trecut prima multe mâini, să zic așa, ale primarilor de acolo. Ce să vă zic, e o parte bună, partea cu parcările, în schimb, nu sunt atât de ok, să zic, nu sunt de acord. Vreți loc de parcare? Exagerez. Ieftin și gratis. Nu vreau gratis și m-aș bucura mult să, nu știu, poate să vă schimbați puțin atitudinea cu, nu știu, poziția asta cu gratisul. Noi suntem cei mai săraci în Europa, românii. Eventual, ideea este ca mașina să fie pentru cei mai bogați, nu? Dintre noi, adică să săraci să mergem pe jos, eventual, că cu transportul în comun nu putem. Noastră ați mers noastră cu tramvaiul la 40-50 de grade, ați mers așa ca idee? Da, evident că am mers. Când sunt mic, am mers cu transportul în comun, în drumul Tabei, la multe. Evident că este normal, dar eu am zis că tocmai trebuie, că nu poți să ai bani ca să cumperi și tramvaie și autobuze și să faci treaba stradală pentru transport în comun și să facem și parcări supraterane și parcări și să betonăm oraș. Tu să facem o alegere, asta este ce am zis eu. Deci, nu, când aveți niște idei bune, sunt bune, vă felicit, dar eu zic că ați început cu sfârșitul. Trebuie să începeți prima dată cu transportul în comun. Nu, asta am zis la începutul emisiunii. Probabil ați spus la începutul emisiunii. Ce spuneți asta, cum a spus eu? Nu dumneavoastră, tot Bucureștiul nu a început cu sfârșitul, adică practic până nu o să avem un transport în comun civilizat, să ne ajungem la servicii transpirați și mirosim în ultimul hal dintr-un transport în comun infect, da? Ca eventual și cu aurolacii, nu știu, sunt multe probleme pe care, nu știu, nu cred că nu sunt interesați ei din noi, nu mă refer neapărat dumneavoastră, da? Știți ce înseamnă să urci într-un transport în comun, să urce unul care a făcut pe el? Știți ce înseamnă chestia asta? Mi se pare postură. Da, știu și de aceea, da? În sectorul 6 adică am făcut acțiuni cu poliția locală pentru a civiliza. Exact că știu. Știți că domnul Boc a făcut legală treaba asta, să poți să-l dai jos, să dispară în secunda 2 din autobuz. Nu e normal așa ceva, adică până nu ne oferiți niște condiții, o alternativă. Asta trebuie să mai aud o dată. Ce a făcut domnul Boc? Da. Deci domnul primar Boc, nu vreau să vorbesc anapod, dar mă rog, e ceva, probabil, hotărâre Consiliul Local, în momentul în care o persoană miroase, da, și deranjează pe ceilalți de transport în comun, poate să o dea jos, nu știu, dacă cei de la controlul biletelor sau conducătorul sau poliția, nu știu cine, dar se poate da evacua din mijlocul respectiv. Și mi se pare civilizat. Adică nu e normal, eu spun așa, în momentul în care mi ofer condiții, vă spun sincer, eu aș ține mașina mai pentru mers în afară. Da? Adică mie crunt, mie e extrem de greu să merg în București cu autoturism personal. Da? Și sunt de acord cu chestia asta. Dar să am un transport în comun fix cum e afară, să am un aer condiționat, adică să pot să stau în niște condiții. În România, da, domnul Stiblea, nu știu dacă m-am făcut înțeles, dar am repetat de câteva ori pe parcursul mesiunei fix chestia asta. Asta am zis de câteva ori. Se întâmplă, nu e vorba de ce vă doriți doar sau ce spuneți, e vorba de ce se face. Înțelegeți? Pentru că e vorba că și PSD-ul și toată lumea, adică eu nu sunt cu politica asta, nu mă interesează. Dar n-am făcut nimic în transportul comun. Haideți să vă spun așa, domnul Nicu Sordan, presupun, că a făcut pista aia de biciclete, așa ca idee, o aroganță mi se pare, spre Unirii, da?
Acolo ce am făcut pentru autobuze? Zic și așa, ca să ajungă lumea mai repede la muncă. Adică, dacă o să mergeți acolo să aveți camere la poliția locală, o să vedeți că sunt 3 biciclete pe oră, dacă sunt. Mi se pare firesc așa, așa ceva? Este. Mi se pare o bătaie de joc și o aroganță și o... Pentru mine, mi se pare, cum să vă spun, o ieșimire. Nicușelă n-a făcut pisă de biciclete, s-a făcut dinainte. Da, e pornită dinainte, dar există o zonă nouă, da. Dar nu la Unirii. Ceea ce zic eu este că trebuie ca să facem o alegere. Dacă alegerea este transport cu auto individual, atunci organizăm orașul și facem multe parcări, inclusiv supraetajate, peste tot, și trame stradale largi, și penetrații, și pasaje, și poduri. Dacă, deci eu prefer transportul în comun. Dacă preferăm transportul în comun, atunci ducem banii către transportul în comun. Asta păi zic și eu. Hai să ducem o dată, asta e ideea, mai repede, pentru că nu putem să o luăm înainte. Hai să lăsăm mașinile, dar să nu avem cu ce să mergem. Iar treaba cu bicicleta, cu tot respectul, eu merg cu bicicleta, merg cu orice. Mi se pare iarăși o glumă. Sunt afară 50 de grade, dacă bat în cap, îți fierbe creierul în cap, nu poți să mergi cu... Noi nu avem o climă, cum să vă spun, tropice pentru așa ceva. Avem temperaturi extreme vara, extrem de cald, iarna extrem de frig, adică nu poți. Poți să mergi, dar în anumite zile, adică asta, fantezia asta, că să mergi cu bicicletă, e o fantezie și nu e pentru oricine. Adică în momentul în care avem o idee, unul care are o idee, acum că poate să mergi cu bicicleta și... Jur, așa? Da. Nu, sincer. Ba da, merg cu bicicleta, uitați, vă trimis și poză să aici vedeți. Aici nu zic, acum o să sune bicicliștii, dar asta avem de hotărât la niște alegeri. Da, când o să vină oamenii și o să zic, atâta bicicletă, atâta nu transport în comun. Deci nu poți să faci favoritismul ăsta, dar să faci niște piste de biciclete în detrimentul transportului în comun pentru câțiva. Sincer, acum, trebuie să fim realiști, okay. Adică, dacă am fi într-o țară în care putea să mergem pe bicicletă și clima ne-ar permite, tot respectul, credeți-mă, aș merge pe bicicletă 10 de kilometri. N-am nicio problemă. Da? Mai, eu, din punctul meu de vedere, am notat acum, ce să zic, cu o să spune bicicliștii și o să zic că nu-s de acord. Da. Păi nu, bicicliștii e un termen, adică sună ciudat. Nu ne conduc bicicliștii. Noi suntem o comunitate, trebuie să ne conducem proporțional. Adică nu, bicicliștii cer pistele și noi nu mai facem... Concluzia la parcări, George, te rog că mai... Concluzia la parcări este că parcările trebuie făcute în limita posibilităților, cum a spus și dumneavoastră, da? Așa, plățile la parcări trebuie să fie proporționale cu veniturile. Adică nu comparăm cu euro, nu? Cum? Adică? Nu comparăm cu euro, cu plata în euro. Adică în Austria, nu știu, e un euro pe oră, hai să punem și în România, nu. În Austria la câștigă, nu știu, 2500 de euro, da? Cum ar fi în România 2500 de lei, ăla plătește un euro, eu plătesc un leu. Adică unitatea... Da. Și cât, adică e 600 de lei pe an, cât să fie parcarea după tine? Nu, pe 600 de lei pe an individuală este destul de mult, să zic așa, mai mult de 300-400 mi se părea maxim așa. Iar încă o problemă cu zonele acestea. Eu, de exemplu, ne locuiesc acolo în zona Valea Oltului, am zona B de parcare. Asta chiar era o curiozitate. Eu stau lipit de centru, la mine începe porumbul. Zona B acolo e 500 deja... de lei pe an. Da, la tine atât. Păi nu, mă referam ca preț, nu ar trebui să fiu în ultima zonă, fiind la granița București, la mine începe... Adică de ce e B seara, în drumul Taberei, da. Zona B, tarif 500 de lei. Da. Nu, întrebarea era de ce nu e zona D totuși, am înțeles, este fix la margini, la graniță. Pentru că nu se ia concentric, ci se ia în funcție de utilități. Da, aveți transport în comun, dacă aveți, spuneți că nu aveți, aveți apă canal... Aveți acces la educație, la școli, deci lucrurile astea se iau după alte criterii care țin de urbanism și nu se iau concentrat. Și în zona D nu au nimic din toate astea, să înțeleg. Poftim? În zona D nu au nimic din toate astea? Nu au canalizare, nu au nimic, nu au... În zona D. Nu știu ce este în zona D, dar nu prea au. Dacă vă duceți puțin mai încolo după Valea Largă, o să vedeți că nu prea au. Da, mulțumesc. Încerc să mai fac loc la două telefoane astăzi, să vedem, poate reușim. Andrei, salutare, ești la România în direct. Alo, bună ziua! Te ascultăm! Auziți? Da, da! Bună ziua! Sunt din București, stau în drumul Taberei, de 2009. Și aș vrea să spun că e o problemă foarte mare în drumul Taberei, pentru că, unu, locurile de parcare care existau înainte să se construiască metrou n-au fost refăcute și e vorba de câteva sute de locuri de parcare. Așa. De cine nu au fost refăcute? Nu știu. Da, de Metrorex nu au fost refăcute pentru că erau ilegal
am mai zis chestia asta în emisiunea din Auri, erau ilegal făcute de foști primari care luase din spațiu verde, iar Metrolex a fost obligat să readucă la starea inițială, dar nu cum era în teren, ci cum era legal pe hârtie. Deci a fost okay. Lucrare cu metroul din drumul taberei, o știți foarte bine, da? Deci lucrarea da, le aparține complet. Vreau să mă înțelegeți, înainte aveam parcări și o perdea de copaci la stradă. Acum avem niște iarbă care e mult sus spațiu verde și niște trotuare foarte, foarte largi avea... care se încing foarte, foarte tare. În curând și veți avea o reamenajare totală în zonă. În curând veți avea, acum suntem la proiectare. Facem proiectul tehnic și venim cu lucrări. În afară de problema asta, ok, am înțeles că erau făcute ilegal. Există încă foarte, foarte multe rable care da. Se ridică extrem de lent și care, din punctul meu de vedere, generează un conflict de interese pentru autorități. Fiecare rablă neridicată e o amendă pentru un șofer care vrea să parcheze regulamentar și nu are unde. Da. Dar fiecare razie a poliției, cineva care merge cu copilul la spital, vă spun din experiență, vine târziu de la muncă și așa mai departe. Deci nu e... Știți că până să vin eu primar nu a existat acest serviciu de ridicare a rabelor care s-au acumulat în ultimii 10 ani și avem de ridicat, am ridicat cel mai mult. Deci vorbesc de undeva 2000 de rable, dar ridicate în ultimul an. A trebuit să fac rost de teren. Am făcut rost de teren ca să le avem unde depozita conform legii, până vin să le recupereze sau dacă nu se merg la casare. Am făcut rost de teren. A trebuit ca să achiziționăm mașini de ridicat, că nu mai umblăm cu hingheri ca înainte, că știți ce probleme am avut, hingheri de mașini. A trebuit ca să angajez oameni, șoferi, muncitori calificați. Lucrurile astea se întâmplă. Evident că nu se întâmplă cu o viteză satisfăcătoare la numărul de rable, dar am o bază de date cu mii de astfel de rable care când își fac termenul de 6 luni, de fapt 7 luni, în modul real, ele sunt ridicate și pe aplicația eSector 6, o descărcați de pe, nu știu, Google Play sau ce telefon folosiți, și puteți să reclamați astfel de rable, le faceți o fotografie și GPS-ul automat ne spune nouă unde este, contribuiți și dumneavoastră, și le ridicăm. Deci până acum nu s-a ridicat și de acum se ridică. Ok, e drept că se ridică ceva mai repede decât s-a ridicat, dar chiar și așa durează foarte mult. Știu un exemplu de mașină de transport care a stat, a avut 3 buline în geam până să fie ridicată. Asta e, acestea au fost nivelul poliției locale, da? Și capacitatea de management. Acum am crescut capacitatea de management și ridicăm, pentru că sunt conștient de problema asta. Deci, eu vă zic, deci, 10 ani de zile nu a spus... de aer pentru noi să mai dispară din rable. Evident. Deci până să vin eu, nu exista acest serviciu, nu exista un teren unde să fie depozitate, nu exista nimic. Acum se ridică, mai încet, dar se ridică. Da. Și să știți că noi poluăm și căutând locuri de parcare. Mi se întâmplă să caut 25 de minute, 30 de minute, cu toată bunăvoința, pe toate străduțele, la bulevard, unde e oricum ilegal, și nu găsesc loc de parcare. Și cu viteza întâia, a doua, poluez jumătate de oră în plus, pentru că locurile de parcare au dispărut. Domnul Striblea, da, doamnele nu intră la noastră în emisiune pentru că e fi bine ca să vedem așa un și pe gen, da, să vedem, poate dânsele vor și altceva, că dacă avem doar o singură categorie, care să știți, sunt neglijate. Eu când merg prin oraș și mă uit, văd în statisticile STB 80-90% doamne. Ar trebui să construim orașul și pentru femei, nu doar pentru bărbați, din punctul meu de vedere. Adică nu o să vedeți mai mult. Faceți acest exercițiu, eu îl fac. Eu merg și cu transportul în comun. Îmi pun o șapcă, nu mă recunoaște nimeni de când n-am chef. Da, și... eu merg cu metroul. Acum, la emisiunile cu mașini, să știți că sună domni, în general. Dar dumneavoastră vreți să sugerați că bărbații sunt cei nemulțumiți de... Doamne ferește, sunt convins că sunt și doamne care sunt nemulțumite și vor locuri de parcare, sunt multe șoferițe, dar vreau ca să avem și o perspectivă ce și-ar dori doamnele. Andrei, da. Te-am lăsat aici fără răspuns. Ok, da, mulțumesc, să știi, mult. Spor la treabă. Oricum să știți că ultimul telefon e tot un bărbat, Gabriel, pentru că bărbații sunt cei care gestionează mașinile și locurile de parcare în orașul ăsta. Ei sunt cei care se bat pentru ele. Salut, Gabriel. Salut. Cam populist, domnul primar. În primul rând, eu aș spune asta cu... dezvoltatorii imobiliari, ar trebui să-și facă instituțiile treaba. Al doilea, cine își cumpără o mașină? În primul rând, ar trebui să-și asume și costuri la mașină. Aici sunt de acord cu domnul primar.
Nu înțeleg de ce în centrul Bucureștiului sunt atâtea firme mari, da, și au sediu acolo și angajații lor toți vin cu mașini. Unde parchează? Totuși, pe borduri. De ce trebuie neapărat să oferim centrul Bucureștiului acestor mașini parcate pe borduri? E o întrebare pe care eu o pun de 15 ani. Ar trebui cumva poliția comunitară, în ghirimele, să zicem, care ar trebui să-și facă treaba și să amendeze aceste mașini tot timpul. Și să se uită frumos că totul este populism. Bă, că toată lumea vrea să mulțumească pe toată lumea. Trebuie să schimbăm legea per total pentru toată populația. Să facem ca în America. Adică? Te-ai luat amendă, n-ai plătit-o, ți-a suspendat carnetul. Da, nu știu să vă zic dacă așa e în America. Și atunci, toată lumea ia amenda, deci, nu le plătește. Foarte mulți care nu le plătesc. Da, apropo, sunt foarte mulți care nu le plătesc. Că aici știți mai bine, domnul primar, că amenzile sunt la dumneavoastră. Cât e rata de plată astora? Problema este nu atât amenda, cât dreptul de amenda. De exemplu, noi nu putem să dăm amenzi cu poliția locală și țip de, efectiv, de un an de zile pe circulație, pentru că înțelepciunea e în ghilimele, dar o decizie dezastruoasă în alte curți de casație și justiție a fost ca să nu dea dreptul de a amenda polițistului local decât dacă îl găsește pe om la mașină. Adică dacă trece pe stradă și vede că ăsta a lăsat mașina aiurea și nu respectă regulile de circulație, nu poate să amendeze. Este efectiv stupid și nimeni, și am cerut și Parlamentul și partidului meu și ministrului și tuturor să schimbe legea, să ne lase să facem treaba ca primarii, exact, în comunități. Exact. N-au schimbat-o și sunt foarte nemulțumit. Și acum sunt și indignat și eu. Oare, da? De ce? Oare nu știu de ce. Și încă ceva, se permite, se pare pe legea noastră tâmpită, parcatul pe trotuar. Deci dacă are... Exact. Aici are un metru să treacă cu acolo, n-ai voie să-i dai amendă, exact, ceea ce e stupid. Da? Aceste lucruri nu trebuie să fie decise de aici, CJ, trebuie să fie decise de consilii locale și de primării. Scuze că am... Vă rog. Eu stau în sectorul 4. Lumea s-a obișnuit să meargă pe șosea pentru că tot timpul mașina a fost parcată pe trotuar. Trotuarul este pentru pietoni. Nu înțeleg de ce toată lumea este așa... Sunteți la fel de populist ca mine. De ce nu mai avem voie să parcăm pe trotuar? Și eu am copii. Nu-mi place să-i văd pe stradă și să vină un bezmetic și să ia cu mașina. Că sunt și de ăștia. Gabriel... Să meargă pe trotuar. Rețin o idee de la tine. Toată lumea are impresia că mașina mea este mai importantă decât cel care n-are mașină sau cel care merge pe trotuar sau cel care merge cu bicicleta. Îmi cer scuze că vă zic, am fost și prin alte țări. Eu n-am văzut, da, mașini parcate la trotuar. Rețin o idee de la tine, și anume că cine vine cu mașina în centru trebuie să o plătească. Exact. Curiozitatea mea este de ce nu se întâmplă chestiunea asta, adică de ce nu sunt puse parcometre sau, mă rog, oameni... Păi noi am promis la toate... Tot ce înseamnă centru. Noi am promis acest lucru și într-o conferință de presă și prin viceprimarul PNL ne-am apucat să facem acest lucru. Ca să facem acest lucru, avem nevoie de buget alocat de către primărie. Și da, în inelul median cel puțin, măcar de partea asta să se ocupe primăria capitalei, să introducă... Deci, sunt două principii la care eu țin foarte, foarte mult. În primul rând, nu trebuie să mai existe loc de parcare gratis, pentru că nu este conceptul de gratis. Ele au costuri ascunse pe care le plătim cu toții. Și al doilea concept, nu se mai parchează pe trotuar. Astea două concepte țin. Și orice strategie de parcare trebuie să plece de la minim aceste două principii, dar sunt și altele. Ciprian Ciucu este primarul sectorului 6. Mulțumesc pentru participare. A fost o interesantă dezbatere asta. Nu știu cum o să o lămuriți, dar e clar că în România trebuie să aibă loc o schimbare. Și asta e schimbarea pe care și eu o sprijin, este aceea de a plăti. Cine are mașină, înseamnă că își permite. Și da, bănuiesc că de aici trebuie să vedem. Dar schimbarea asta nu o să vină niciun primar niciodată să facă magie. Schimbarea asta, evident, ne afectează pe toți. Și trebuie să fim conștienți că vom fi afectați. La început poate... neplăcut că nu mai avem acces peste tot cu auto individual, dar în timp căleta noastră a vieții va crește și sănătatea va fi mai bună. Mulțumesc! Asta a fost România în direct de astăzi. Vă las cu Radu Constantinescu. Spor la treabă!
România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.